câteva concluzii care au fost desprinse din ședința care a avut loc în biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. 25 de lideri, mai exact, au participat, lideri de organizații județene, șef de Consiliul Județene și, desigur, și primarul general al Capitalei. Au fost și primari din Capitale prezenți la această ședință. Și dacă s-a desprins un lucru, este acela că PSD nu îi va cere Vioricăi Dăncilă să facă un pas în spate în ce privește candidatura sa la alegerile prezidențiale. Ea va rămâne candidatul PSD pentru că altă variantă mai bună socialdemocrații nu au identificat, chiar dacă nu sunt de acord cu Viorica Dăncilă și astăzi ne așteptăm să-i reproșeze o sumă de decizii pe care le-a luat. Acest lucru nu îi va afecta și candidatura la prezidențiale. Este un lucru, o concluzie pe care a tras-o și Marcel Ciolacu, dar în același timp și Gabriela Firea, care, citez, a spus: dacă facem o mișcare, pierdem și ce avem acum, în jur de 20%, cred că ne dăm singuri o lovitură din interior, o să înceapă o luptă între noi. Marian Oprișan, liderul de la Vrancea, a fost unul dintre cei mai vehemenți împotriva Vioricăi Dăncilă. Acesta a și spus că dacă dai pe Google căutare proasta României, îți dă Viorica Dăncilă. O declarație pe care a făcut-o în fața colegilor săi, deși aceștia știau foarte bine că tot Marian Oprișan este unul dintre liderii care au susținut-o puternic pe Viorica Dăncilă până în prezent. Dincolo de asta, Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și liderii care au fost prezenți astăzi la discuție nu vor o colaborare cu pro-România. În același timp, ei sunt de acord să rămână PSD în opoziție și să susțină un guvern cel propus de PNL în Parlament.